anunță fenomene extreme în acest weekend. Meteorologii spun că avem parte de temperaturi anormale pentru această perioadă. Dar mai multe detalii ne spune meteorologul de serviciu, doamna Oana Catrina. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Aș puncta faptul că nu ne așteaptă fenomene severe cum ne-au așteptat, cum am traversat în zilele ce au trecut, numai departe de ziua de ieri, când am avut parte de instabilitatea atmosferică accentuată și temporar deosebit de accentuată în majoritatea regiunilor. Instabilitatea atmosferică ce s-a manifestat prin acele averse torențiale, ce au determinat înregistrarea unor cantități de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare, ce local au depășit 20-25 de litri pe metru pătrat și pe spații restrânse chiar 50 de litri pe metru pătrat. Practic, în weekendul ce ne-a mai rămas, astăzi ploi de scurtă durată doar prin partea centrală și în zona montană ne așteaptă. Vorbim de ploi însă slabe cantitativ, nu ne vor crea probleme. În acest moment și până la orele 17 este în vigoare o atenționare cod galben de tip now casting pentru zona Dobrogei. În zona Dobrogei așteptăm ca vântul să prezinte intensificări de până la 50-55 de kilometri pe oră. Însă, după cum spuneam, nici astăzi, nici mâine nu ne vor crea probleme intensitățile ploilor. Mâine, spre exemplu, ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice se vor semnala în special după orele prânzului în zona montană și submontană și pe arii restrânse, în special în vest, centru, nord. În ceea ce privește regimul termic, ieri am asistat la o răcire accentuată pe partea de vest, de nord și de centru a țării. Am vorbit de o răcire cu până la 13 grade Celsius în partea de nord-vest, în timp ce în restul zonelor a fost o vreme călduroasă, chiar caniculară, înregistrându-se ieri în partea de sud-est a țării până la 35 de grade Celsius. Ei bine, astăzi răcirea accentuată se va resimți și în partea de sud și de est a țării, pentru că astăzi nu vor fi mai mult de 21-22 de grade Celsius, comparativ cu cele 35 de grade înregistrate ieri. Și v-aș da un prim și singur exemplu în acest sens. Dacă ieri în zona Brăilei s-au înregistrat 35 de grade Celsius în orele amiezii, astăzi nu vor fi mai mult de 20-21 de grade Celsius. Vom vorbi practic de o răcire accentuată, iar această răcire accentuată se datorează faptului că un sistem frontal rece a traversat țara noastră de la vest la est, acum a părăsit spațiul geografic al țării noastre, iar în spatele acestuia a pătruns o masă de aer rece, ce practic a dislocuit-o pe cea caldă preexistentă. Săptămâna viitoare debutează în continuare cu temperaturi mai coborâte decât în mod normal, în special în partea de vest, de centru și de nord a țării. Nu scăpăm de precipitații, acestea se vor semnala local în zonele deluroase și montane și pe arii restrânse în rest ziua, iar noaptea acestea vor fi prezente pe arii restrânse cu precădere în partea de sud-vest a țării. În timp ce valorile de temperatură la scara întregii țări, cele maxime, se vor încadra între 20 și 29 de grade Celsius, iar cele minime între 8 și 19 grade Celsius. Aș punta faptul că în mod normal, în această perioadă anului, ar trebui să înregistreze temperaturi maxime cuprinse între 23 și 30 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sudul țării. Trebuie precizat faptul că săptămâna viitoare se anunță una destul de capricioasă, iar valorile de temperatură se vor situa în continuare sub mediile climatologic specifice perioadei și nu scăpăm de ploi. Asta pentru că de la mijlocul săptămânii, mai concret de marți, sisteme noroase bine organizate, asociate unei depresiuni de această dată de origine mediteraneană, vor aborda spațiul geografic al țării noastre și vor determina apariția ploilor pe arii relativ extinse marți în partea de sud, de est a țării, în zonele de deal și de munte și pe arii restrânse în rest, în special în centru, iar miercuri ploile vor fi prezente în majoritatea regiunilor. Vorbeam și de regimul termic modest. Marți, în orele amiezii, temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 28 de grade, iar miercuri între 17 și 24 de grade Celsius. Cu alte cuvinte, duminică și luni o vreme încă liniștită, chiar dacă răcoroasă, în special dimineața și noaptea,
și pe parcursul după-amiezelor, în special în vest, nord și centru, pentru ca de marți, miercuri, ploile să revină și să se semnaleze în majoritatea regiunilor cu caracter temporar. Așadar, precipitațiile vor continua și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații.